A șasea ediție a Galei Medica, eveniment organizat de Colegiul Medicilor din România, a adus în atenția publicului zeci de specialiști și instituții a căror muncă în sănătate a reușit să ducă înainte lucrurile din sistemul sanitar românesc, să schimbe stări de fapt și mentalități. Indiferent că este vorba de medici apreciați pentru buna comunicare cu pacienții, pentru voluntariat sau munca lor deosebită în cercetare, de jurnaliști implicați în subiecte de sănătate sau de campanii și proiecte în domeniu, Gala Medica își propune să-i premieze pe cei mai valoroși. Între nominalizați se află și televiziunea medicală. Pentru lumea medicală românească este un eveniment important, aș putea spune chiar cel mai important dacă aș lăsa modestia deoparte, dar este un eveniment pentru că este ocazia în care breasla medicală își onorează pe membrii săi. Cu alte cuvinte, o recunoaștere a ceea ce au făcut fiecare dintre ei în domeniul lor. Pentru orice medic, recunoașterea în interiorul breslei este lucru cel mai important, pentru că recunoașterea din afară poate să fie grevată și de alți factori decât de valoarea proprie. Îți creezi o imagine, îți faci o mică reclamă, etc., dar în interiorul profesiei este foarte greu să fii în afara valorii. Cu alte cuvinte, este o recunoaștere a valorii intrinsece a fiecăruia în parte. Care credeți că sunt prioritățile în sistemul medical actual? Greu de spus. Este în primul rând a ne defini prioritățile, pentru că noi în sistemul actual mergem ca un om beat, adică ori în dreapta, ori în stânga, știm care sunt nevoile, dar nu știm să le prioritizăm și să rezolvăm fiecare în parte. Încât primul lucru este prioritar este de a stabili o strategie care să fie pe un termen mediu și lung, în așa fel încât să hotărâm care sunt problemele de sănătate publice, cum le rezolvăm și după care stabilim etapa în care rezolvăm. Noi acum fiecare iese cineva și spune foc, stingem acel incendiu fără să ne gândim că este și un alt focar și pe actuala finanțare procedăm ca la antiriul arvinte. Tăiem dintr-o parte, punem în altă parte și tot așa până când în final vedem că n-am rezolvat nimic. Ca o dovadă că evenimentul Gala Medica urmărește trendul vieții din sănătate, anul acesta au fost introduse trei categorii noi: tineri lideri, cea mai bună campanie de informare în sănătate și managementul cabinetului.